Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, Hristos a înviat! Ne apropiem, iată, de sărbătoarea cea mare a Înălțării Domnului, ceea ce face ca să fim încă în această perioadă a luminii, această perioadă dintre învierea Mântuitorului și înălțarea Lui de pe pământ, această perioadă străjuită de două cuvinte. Primul cuvânt este: fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Al doilea cuvânt este: eu nu vă voi lăsa pe voi orfani. Între aceste două cuvinte stăm astăzi și Biserica ne pune înainte, duminică după duminică, câte un exemplu, câte un popas în care noi ar trebui să învățăm ce înseamnă aceste cuvinte, cum ar trebui să ne pregătim noi, pentru că, deși toți vom învia datorită jertfei lui Hristos, datorită învierii Lui, cu toate acestea nu toți ne vom înălța. Se vor înălța doar acei care L-au primit pe Hristos, doar aceia care au văzut dincolo de lumea aceasta și au înțeles lucrarea lor. Duminica de astăzi ne pune înainte o vindecare, vindecarea unui orb din naștere. Și dacă veți citi așa cum ar fi și bine și folositor, imediat următoarele versete după pericopa care se citește duminică la biserică, o să înțelegeți mult mai multe. Și vedem că imediat, versetul imediat următor, după ce se încheie pericopa de astăzi, sună așa: și a zis atunci acestea: spre judecată am venit, ca cei ce văd să nu vadă, iar cei ce sunt orbi să vadă. Prin urmare, cum să înțelegem lucrul acesta? Unde suntem noi? Suntem printre cei care văd, dar de fapt sunt orbi? Suntem printre cei care sunt orbi, dar de fapt au vedere? Și cum să înțelegem aceste cuvinte? Cum adică cei care văd să nu vadă, cei care sunt orbi să vadă? Ei bine, ar trebui mai întâi de toate să facem diferența între a avea lumina ochilor și a vedea. Pentru că nu tot ceea ce pare a fi adevărat este și adevărat. Nu tot ceea ce observăm în jurul nostru este adevărat. Să facem diferența și între realitate și adevăr. Se pot întâmpla multe lucruri în jurul nostru și le numim pe acestea realitate, dar nu sunt adevărate, nu sunt construite pe adevăr, nu au adevăr în ele, pentru că nu este Dumnezeu acolo sau este atât de puțin încât existența acestor realități este aproape iluzorie. Avem lumina ochilor și observăm lucruri în jur și totuși suntem orbi. Suntem orbi pentru că în loc ca vederea aceasta să ne ducă către Dumnezeu, ne depărtează de El. În loc ca această vedere, această lumină a ochilor să fie cu adevărat o lumină spre lumină, o lumină care să ne apropie lumina cea adevărată a lui Hristos, El a spus, l-ați auzit, lucrați cât încă este lumină. Pentru că vine întunericul și nimeni nu poate să lucreze. Eu am venit lumină în lume. Sfântul Ioan Evanghelistul mai spune un lucru,
că lumina a venit în lume și întunericul n-a putut să o cuprindă. Bineînțeles că înțelegem lucrul acesta și prin faptul că este de ajuns un firicel de lumină ca să risipească tot întunericul, dar să înțelegem și duhovnicește. Întunericul minții noastre nu poate să cuprindă lumina lui Hristos, pentru că nu-L primim ca pe unul dintre noi, ca pe unul care a venit întru noi, pe care îl avem în noi. De aceea mai departe Ioan a zis, la ei săi a venit, dar ai lui nu l-au primit. Suntem orbi și credem că vedem. Auzim de câte un orb din naștere, cum a fost cazul acestui orb de astăzi, și ne întrebăm și noi, oare cine a greșit? Ba mai rău câteodată. De ce? De ce a făcut Dumnezeu una ca asta? Cu ce a greșit omul ăsta ca să-L pedepsească Dumnezeu așa? Hristos, prin răspunsul pe care l-a dat, a vrut să răstoarne tocmai această gândire greșită. Nu s-a născut cu lumina ochilor acest om, dar oare Dumnezeu este obligat să ne facă așa cum credem noi? Sau cum știe El că este mai potrivit pentru a putea ajunge la El? Chiar așa îl bănuim pe Dumnezeu că este răuvoitor, că este discreționar, că face cu noi tot ceea ce poftește? Bineînțeles că fiecare la întrebarea aceasta dă răspunsul, nu, eu nu gândesc așa, dar nu facem așa? Nu gândim, dar acționăm. Și Mântuitorul a răspuns, n-a greșit nici el, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările Dumnezeu. Unii, auzind lucrul acesta, cuvântul acesta, spun, a, deci este cobai. Nu. Hristos spune, pe acesta l-am ales ca să-L arăt mai slăvit decât pe mulți. L-am ales pe acesta pentru că, deși nu i-am dat lumina ochilor, are ceva ceea ce voi care aveți lumina ochilor și o luați așa, ca și cum vi s-ar cuveni, voi așadar, voi nu aveți. Acesta are dorință de a vedea. Este foarte interesant dacă citim cu atenție Sfânta Scriptură, și ar fi foarte folositor să mergem să vedem la Sfântul Evanghelist Marcu atunci când ne arată celelalte vindecări pe care Hristos le-a făcut unor orbi, ceilalți orbi pe care i-a vindecat. Pentru că Sfântul Evanghelist Marcu le așează într-un fel foarte, foarte, foarte folositor, menit să ne atragă atenția asupra unui lucru esențial, lucru la care chiar ucenicii Mântuitorului au rămas restanți. Prima dată, prima vindecare pe care a făcut-o Hristos asupra unui orb a fost în etape. L-au adus la el pe un orb și el, Mântuitorul, spune că l-a luat de mână și a făcut același lucru ca și astăzi. Tot tină i-a pus pe ochi și l-a întrebat, cum vezi? Și l-a zis, văd oamenii ca pe niște copaci. Și restul vedea în umbră. Iarăși l-a întrebat după ce l-a pus să se mai spele o dată, acum cum vezi? Și a zis, acum văd lămurit. Nu l-a vindecat dintr-o dată. Imediat după vindecarea aceasta, Hristos îi întreabă pe ucenici, pentru că îi vedea că sunt un pic agitați, și i-a întrebat, de ce sunteți așa?
Și ei se rușinau să-i răspundă, pentru că se certau între ei, care oare o fi mai mare dintre toți? Și atunci el le-a spus, voi să nu gândiți ca păgânii, care cred că cei puternici sunt cei care stăpânesc peste ceilalți, ci voi să vă smeriți. Cel care vrea să fie mai mare, să fie ca cel din urmă. După care, deși le spusese cuvântul acesta, s-au apropiat Ioan și Iacov, cei doi frați, fiii lui Zevedeu, fiii tunetului, s-au apropiat de el și l-au rugat să facă, să le dăruiască, să le facă hatârul acesta de a sta unul de-a dreapta și unul de-a stânga la judecată. Și Hristos i-a mustrat. Nu așa. Asta nu este al nostru, este al Tatălui. Noi suntem în ascultare față de Tatăl. Noi trebuie să ne smerim cugetul, nu să-l înălțăm. Nu asta trebuie să căutăm noi, pozițiile cele mai înalte, cele mai sigure. Securitatea, siguranța în viață, nu acestea sunt după Dumnezeu. Ci noi ar trebui să căutăm să fim în ascultare față de Tatăl. Ar trebui să căutăm smerenia, pentru că Dumnezeu celor smeriți le dă har. Și de harul acesta avem nevoie. După care, vedeți, Hristos îi ia pe ucenici treptat și le arată, îi învață, pas cu pas, ceea ce trebuie să facă. L-au văzut pe acel orb că nu a putut fi vindecat dintr-o dată. Au văzut că ceea ce este în inima omului are covârșitoare importanță asupra hotărârii lui Dumnezeu și cu toate acestea nu înțeleseseră, dar Hristos le-a adus în față exemplul hotărător, exemplu decisiv, pe orbul din naștere, pe care îl și numește Sfântul Evanghelist Marcu, îi dă numele, Bartimeu era numele lui. Și Hristos îl întreabă pe acesta, ce vrei să-ți fac? Și acesta s-a arătat mai înalt chiar și decât ucenicii Mântuitorului, pentru că n-a zis, vreau să fiu de-a dreapta ta sau de-a stânga ta. A zis, Doamne, să văd. Iată dorință. Iată cu adevărat căutare vrednică de numele unui om. Doamne, să văd. Și atunci pe el l-a vindecat dintr-o dată. Așa se întâmplă și astăzi în minunea pe care o auzim povestită de Sfântul Evanghelist Ioan. La fel, acest orb avea o căutare înaltă. Noi de multe ori suntem răspândiți, suntem împrăștiați, nu știm ce să cerem, nu știm ce să căutăm, ni se pare de multe ori chiar că am găsit ceea ce căutăm. Și suntem distrași, suntem amăgiți de cele aparente din jurul nostru. Nu mai zic de faptul că însă și imaginația noastră ne dă de furcă. Sfinții părinți numesc imaginația podul dracilor. Dar am găsit un cuvânt lămuritor pentru noi astăzi la Constantin Noica. El spune că imaginația este trista facultate de a renunța la un univers simplu. În simplitate îl aflăm pe Dumnezeu. În simplitate. Dumnezeu nu este complicat. Noi complicăm lucrurile și complicându-le ne lipsim de adevăratele bucurii.
Ei bine, ne putem gândi că un astfel de orb care s-a născut așa, trăia mai mult din imaginație. El își făcuse probabil propria imagine despre lume, pentru că era înconjurat de fel de fel de atingeri, de miresme, de sunete, oamenii îl mai îmbulzeau, oamenii vorbeau cu el și așa mai departe. Și el trebuia să se descurce în această lume, încerca să se descurce și făcea apel, probabil, la imaginație. Și iată că Hristos, trimițându-l la, să se spele la scăldătoarea Siloamului, nu-i întâmplător, Siloam înseamnă trimis, îl pune deodată în fața acestei lumi pe care el o știuse altfel. A fost, dacă vreți, o reiterare a afacerii dintr-un început a omului, tot cu pământ și tot din gura lui Dumnezeu a fost creat omul. De data aceasta avem un om nou. Tina care a fost pusă pe ochi, care pentru noi ar părea că este o opreliște, o barieră, nu te lasă să vezi, a fost, de fapt, vălul care i-a arătat că ceea ce văzuse până atunci nu era adevărat. Primul lucru pe care l-a văzut orbul acesta nu a fost Dumnezeu, nu a fost Hristos. Nu pe el l-a văzut prima dată, ci pe cei care erau acolo lângă scăldătoarea Siloamului. Și aceștia, văzându-l că și-a recăpătat vederea, au început să-l îmbulzească, l-au asaltat cu fel de fel de întrebări. A ajuns în sinagogă iarăși întrebări peste întrebări. Cu toate acestea, se pare că acest orb nu căzuse pradă complexității acestei lumi, înșelării imaginației, pentru că a păstrat lucrurile foarte simple. A putut să facă față tuturor celor care îl îmbulzeau și care erau și foarte vicleni unii dintre ei. Ne aducem aminte de slăbănogul vindecat la scăldătoarea Vitezda. Acela n-a făcut față. Acela cu prima ocazie s-a dus și a spus că Hristos este acela, pe ăsta îl căutați de fapt. L-a scos în față atunci când Hristos îi spusese să nu facă lucrul acesta. De data aceasta, orbul acesta l-a apărat pe Iisus, fără să-l vadă. L-a apărat. Și a adus lucrurile în simplitate. Ei spuneau, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este păcătos. El n-a zis, mințiți. N-a zis, eu știu mai bine. A zis, nu știu. Eu un lucru știu. Că eram orb și acum văd. Simplu. Este păcătos. Eu asta nu știu. Eu știu că Dumnezeu nu se poate uni cu nimic necurat. Dacă ar fi fost păcătos, atunci acum a făcut minunea aceasta? Răspundeți voi. Pe mine nu mă interesează să răspund la întrebarea asta. Voi vă complicați existența. Pentru mine lucrurile sunt simple. Acesta mi-a adus aproape vederea lui Dumnezeu. Așa încât n-a fost nevoie să-L caute El pe Hristos. Iisus însuși a venit la El, auzind răspunsul, aflând despre cum a răspuns El arhiereilor și că i-a luat apărarea și că le-a răspuns frumos, fără să-i umilească, dar nici să-i lingușească, cu demnitate, cu simplitate.
A venit Iisus la el și a zis, crezi în Fiul lui Dumnezeu? Și a răspuns simplu, dar cine este acela ca să cred în el? Și atunci Mântuitorul spune acest cuvânt foarte important pentru noi astăzi. L-ai și văzut. Cel care îți vorbește acum, acela este. Și orbul pe loc a zis, cred, Doamne, și s-a închinat lui. Ei bine, acela a fost momentul în care orbul a zis, abia acum am început să văd. Acum încep să văd, pentru că acum l-am văzut pe Dumnezeu. Și văzându-l pe Dumnezeu, s-a închinat. Asta a dorit, să vadă cu adevărat. Noi suntem orbi și nu ne dăm seama, dar credem că vedem. Și atunci se aplică cuvântul că El, Iisus, a venit spre judecată să ne arate pe noi cei care vedem că nu vedem, că suntem orbi. Și să-i arate pe cei care nu au lumina ochilor, dar își doresc să-L vadă pe Dumnezeu, să-i arate pe aceștia cu adevărat văzători. Văzător este cel care vede adevărul și îl înțelege. Văzător este acela care îl aduce pe Dumnezeu aproape, fără să se lase amăgit de toate cele din jurul lui, de nebunia mincinoasă a acestei lumi. Acela este văzător. Vă aduceți aminte de prorocul Ilie? L-a văzut, îmbrăcat ca un proroc, văduva aceea din Sarepta Sidonului. A făcut după cum a zis el. I-a dat ultima fărâmă de făină, ultima picătură de ulei, pentru că era proroc, deși ea era samarineancă. Cu toate acestea i-a cinstit poziția. Însă când i-a murit fiul, l-a mustrat și a zis, așa îmi răsplătești tu mie? Și s-a tulburat. Prima dată când s-a tulburat cu adevărat și a înțeles Ilie că lucrurile nu sunt chiar așa cum par. Și s-a rugat, a căzut asupra copilului de 3 ori, spune Scriptura, și l-a adus mamei sale viu. Când a adus Ilie copilul viu și l-a pus înaintea mamei sale, abia atunci acea văduvă a putut să zică ca orbul de astăzi, acum am început să văd. Pentru că i-a zis lui Ilie, acum am cunoscut că tu ești omul lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L recunoști în cele rele. Nu-L recunoști în absurditatea care ne înconjoară. Nu din teoriile conspirației iese adevărul despre Dumnezeu. Nu din certulețele noastre de zi cu zi se arată dreptatea lui Dumnezeu. Ci atunci când căutăm bunătatea și iubirea Lui. Unde vedem bunătate? Unde vedem măcar o urmă de iubire? Acolo să alergăm și să-i cerem lui Dumnezeu, Doamne, să văd. Pe Tine am vrut să Te văd. Cum spune Sfântul Proroc David, una am căutat, aceasta am dorit, să văd frumusețea casei Tale, să văd. Dar lucrul acesta, cum se poate întâmpla mai ales în această perioadă? În această perioadă suntem învățați cum să ne comportăm atunci când Iisus se va înălța la cer. Și acum este înălțat la cer. Deși acum așteptăm înălțarea Lui. Cum să înțelegem lucrurile acestea duhovnicește? Cele care nu sunt vizibile, care nu apar înaintea ochilor noștri, pe care nu le putem vedea doar cu
cu lumina ochilor, acelea sunt mai de crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Mă uit în jur și nu-L văd pe Hristos. Înseamnă că nu-L caut unde trebuie. Hristos le-a spus ucenicilor și nu odată: Tatăl este întru mine. Eu fac voia Tatălui. Cele pe care mi le-a arătat Tatăl, pe acelea le fac. De aceea s-a arătat foarte uimit când Filip l-a întrebat, i-a spus, arată-ne nouă pe Tatăl și ne-e de ajuns. S-a arătat uimit, cum? De atâta timp ești cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine? N-ați fost atenți la mine, ucenicilor? Nu v-ați uitat la mine cu atenție? Nu v-ați uitat la mine cu dorința să vedeți pe Dumnezeu? Ați văzut doar un învățător, nu un Dumnezeu? N-ați văzut că Tatăl este cu Fiul? Ba mai mult, i-a învățat Hristos pe ucenici, spunându-le: cei care vă primește pe voi, pe mine mă primește. Cel care mă primește pe mine, îl primește pe Cel care m-a trimis. Eu v-am trimis pe voi, dacă cineva vă primește pe voi, mă primește pe mine, pentru că eu v-am trimis. Cel care mă primește pe mine, îl primește pe Tatăl, pentru că El m-a trimis. Trimis, trimis, trimis. Scăldătoarea Siloamului. Vrem să ne spălăm de solzii aceștia ai vederii stricate, a orbirii, de fapt, ar trebui să o numim, această vedere pe care o avem noi, să mergem la scăldătoarea Siloamului, să înțelegem că Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Hristos ca să locuiască în noi. Și atunci, pentru ce îl caut pe Hristos în afara, aiurea, pe oriunde? Îl văd în aproapele. S-a întrupat nu doar pentru noi Hristos, ci și în noi, în fiecare dintre noi este Hristos. Dacă vom căuta pe Dumnezeu în fiecare dintre noi, atunci vom putea spune cu adevărat: acum am început să văd. Dacă ne vom comporta față de ceilalți, astfel încât ei să vadă în noi nu chipul diavolului, ci chipul lui Hristos, atunci vom face în așa fel ca și ei să poată spune: acum am început să văd. Uitați-vă la sfinții pe care îi prăznuim astăzi, sfinții împărați Constantin și Elena. Ei au văzut, li s-a părut că văd. Unii au zis că li s-a părut, ei au zis că au văzut. Au văzut semn pe cer, au văzut semnul crucii înconjurat de stele și scria: in hoc signum vincit, într-o acest semn vei birui. Și ce au făcut ei? Îl vedem pe Sfântul Împărat Constantin. Constantin înseamnă statornic, constant. Îl vedem că toată viața s-a luptat cu statornicie, ca să facă în așa fel încât lumea să-i vadă pe creștini așa cum sunt, purtători de Hristos. De aceea el este socotit întocmai cu apostolii, pentru că nu doar a dat libertate bisericii, a făcut în așa fel ca lumea să nu mai vadă în această biserică o sinagogă a satanei, ci să arate că aceasta este biserica nu doar a Dumnezeului celui adevărat, ci și a Dumnezeului celui viu. S-a străduit și a reușit, drept pentru care se și bucură în cer alături de Hristos, Împăratul tuturor, a reușit
să arate că Dumnezeu este viu în biserică. A reușit să arate că acest semn al crucii nu este, după cum li se pare celor care cred că văd, dar sunt orbi, unealtă de tortură. Cei care se numesc creștini, dar sunt demoni, lupi îmbrăcați în piei de oaie, ei scuipă pe crucea aceasta. Ei nu cinstesc pe Maica lui Dumnezeu. Sfântul Împărat Constantin, până și lor, le arată că această cruce este semnul iubirii lui Dumnezeu. Și o vedem pe Sfânta Împărăteasă Elena. Elena înseamnă rază de soare. O vedem cum a căutat, cum și-a pus sufletul în această căutare. Nu s-a lăsat până când nu a aflat cinstita cruce. A fost greu, pentru că erau aruncate în afara cetății, pământ peste ele, nu știau cum să deosebească crucea lui Hristos de crucile tâlharilor și de celorlalți răstigniți. Și cum au realizat acest lucru? Pentru că pe acolo trecea un convoi mortuar, au atins rând pe rând lemnele crucilor găsite. Și abia când au atins cu lemnul crucii pe care a fost răstignit Hristos, mortul a înviat. Iată, crucea este dătătoare de viață. Este raza de soare pe care Sfânta Împărăteasă Elena a adus-o aproape de noi. Nu s-a mulțumit, vedeți? Nu s-a mulțumit ca semnul acesta al crucii să rămână doar teoretic, doar în imaginație, doar în mintea și inima noastră, nu? A adus-o înaintea noastră, a înălțat-o, astfel încât noi să înțelegem că Hristos nu este doar viață, nu este doar adevăr, ci este între noi, printre noi și în noi. Fiecare om botezat în numele Sfintei Treimi este însemnat cu semnul crucii. Cei care se cunună, adică acei oameni care înțeleg să-și unească viața sub semnul iubirii, primesc această binecuvântare și facă, bunul Dumnezeu, ca această binecuvântare să se coboare asupra noastră a tuturor, pentru rugăciunile Sfinților Împărați Constantin și Elena, astfel încât să putem să zicem și noi, acum am început să vedem. Binecuvântarea aceasta este. Fericirea pe care a avut-o Sfânta Elena când a descoperit Sfânta Cruce, să fie împreună cu voi, cu toți, în veci. Amin. Hristos a înviat!